Bine v-am găsit, stimați telespectatori, urmăriți emisiunea în direct. În această seară vom discuta despre economia informală din Republica Moldova cu invitații. Domnul Igor Ciloci, șef adjunct al Inspecției Muncii, bună seara! Bună seara! Domnul Alexandru Fală, cercetător la Institutul de Economie, Finanțe și Statistică al Academiei de Științe a Moldovei, bună seara! Bună seara! Și vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, domnul Petru Chiriac. Domnul Chiriac, bună seara! Bună seara! Domnul vă mulțumesc că ați acceptat discuția, ați acceptat invitația noastră pentru a discuta despre economia informală din Republica Moldova. Și am citit multe statistici pregătindu-mă de emisiune, am văzut diverse cifre ale economiei informale, diverse cifre cu referire la persoanele angajate în economia informală. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în prezent totuși, care este statistica oficială a economiei informale și să faceți o comparație. Ea este în creștere, este în stagnare sau poate avem un caz fericit când este în coborâre? Dacă cine are acces la ultimele date? Domnul Fac. Veneam să, da, da. Să răspund Academia. La nivel de... Biroul Național de Statistică prezintă la în momentul calculării PIB-ului, produsul intern brut prezintă date privind contribuția economiei neobservate, dar... Bun, sunt niște date, este motive. Doi, dacă vorbim în general despre economia informală, iar fi o categorie mai largă, care include, pe de o parte, anumite activități legale, dar care nu sunt înregistrate, pe de altă parte, activități care au un caracter ilicit sau, să spunem, semi-ilicit. Da? Dacă vorbim de prima categorie, ar fi anumite activități care se fac legal, însă care nu sunt înregistrate, de exemplu, executarea anumitor lucrări sau prestarea serviciilor fără a fi încheiate anumite contracte sau în baza unor înțelegeri, în rezultatul cărora nu pot fi percepute anumite impozite sau plata contribuțiilor sociale și doi sunt activități legale, cum ar fi diferite tipuri de comerț ilicit, de exemplu, contrabanda, nu știu, comerțul cu droguri, probabil anumiți bani proveniți din activități de terorism. Și mai degrabă în ceea ce prezintă Biroul Național de Statistică, pe ceea ce denumește economia neobservată, se referă mai mult la anume la această componentă care este una legală, însă în care nu se duce o evidență. Dacă să vorbim despre nivelul economiei tenebre, da, care este un alt termen care tot poate fi asociat cu această categorie de economie informală, pentru Republica Moldova, studiile care au fost efectuate indică că nivelul economiei informale variază între 30-50% și probabil acesta este nivelul, dar dacă vorbim poate în este bani, și mai mare. În lei, cam la cât ajunge? Sunt multe miliarde. Cam câte, domnul Chiriac? Vreau să dau și eu o lămurire, vreau să zic că în contextul estimării economiei tenebre, informale, într-adevăr, în Republica Moldova nu este o metodologie de calculare? A calcula, da, economia informală, economia tenebră. Biroul Național de Statistică, el duce o evidență în baza unui formular 4 SF, care îl prezintă Inspectoratul Principal de Stat, fiscal. Da. Dar asta nu este de ajuns. Fiindcă da, mai ales că domnul Fală, iată, acum ne-a arătat cam ce ar însemna asta, că sunt mai multe. Foarte corect, fiindcă economia tenebră asta nu e numai munca la negru și eliberarea săracilor în plic. Aceasta este tot cuprins din economia națională, din economia normală, reală, da? Și ea are loc aproape în toate domeniile de activitate a economiei naționale. De aceea ar fi foarte binevenit ca
acest fenomen să fie luat în centru atenției de către toate structurile statului, începând cu conducerea statului, cu parlamentul, cu guvernul, și să se ducă o luptă aprigă împotriva acestui flagel, împotriva acestui fenomen, deoarece el influențează foarte negativ ca, și se răsfrânge ca o metastază. Din an în an, economia tenebră, economia informală este în creștere. Și dacă vorbim în niște cifre, de exemplu, în 2011, acele 35% care erau în economia normală alcătuiau în jur de 5 miliarde de lei. În 2012, deja avem 42%. Și el alcătuiesc în jur de 9 miliarde de lei. Și dacă facem încă calcule în progres, toate merg, ceea ce vorbește despre faptul că acest fenomen pune în pericol existența economiei, în deosebi a economiei naționale. Și se cere, sigur că mult de făcut, multe măsuri, multe de întreprins în acest domeniu, dar cert este că serviciile noastre, așa să zicem noi, organele de control, și Inspectoratul Fiscal Principal, CNA-ul, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală și așa mai departe. Și Inspecția Muncii, chiar avem aici reprezentant. Da, vom vorbi mai detaliat, da. Ar fi bine ca să-și revadă pozițiile față de acest fenomen. El trebuie să fie în diminuare. Noi nu putem să-l sterpim. Într-adevăr, în toate țările lumii, acolo adică unde este piață liberă, unde este piață, vreau zic, relații de piață, există așa formă de economie informală, ilegală, tenebră, dar ea trebuie, la noi în țară, ea aproape, noi suntem recordmani în domeniul unor țări, da, care au fost studiate de către Banca Mondială, de alte instituții financiare, în rând cu 135 de țări. În 2007, noi eram pe locul 101 în domeniul dat. Înaintea noastră era Azerbaijanul, Georgia, niște țări din Africa și Moldova erau acolo în rând cu dânsele. Deci acest lucru este foarte important pentru noi și trebuie să facem tot ce este posibil ca să diminuăm această, adică, acest flagel. Domnul Ciluci, dumneavoastră, ca reprezentant și șef adjunct al Inspecției Muncii, instituția pe care o reprezentați, combaterea economiei tenebre, la ce nivel se află? Este pe prim plan sau și cât de ușor este să depistați această economie tenebră atunci când mergeți să verificați, să controlați anumiți agenți economici, instituții de stat și unde zace această economie tenebră mai des, în economia privată sau cea de stat? Deci eu o să fac referință la câteva aspecte activității Inspecției Muncii, dar după ce o să mă dau și eu cu părerea asupra fenomenului economiei tenebre. Deci, în principiu, așa cum deja s-a menționat, e un fel de economie care nu poate fi ținută în evidențele oficiale a statului, care nu poate fi controlată de stat, și care se dezlănțuie și chiar poate surmina, cum s-a menționat aici, economia națională. Eu aș vrea să fac referire la un satelit indispensabil la economiei tenebre, care, de fapt, se nasc împreună, trăiesc împreună și se intercalează împreună ăștia doi sateliți. Mă refer la munca nedeclarată. E tocmai satelit adevărat a fenomenul. Sau să implică asta să înțelegem munca nedeclarată? O să mă refer la toate aspectele muncii ăștia nedeclarate, uh-huh. Ce înseamnă, ce consecințe are, dacă o să ne permită timpul, dacă doriți. Deci, munca nedeclarată, așa cum o înțelegem noi, se naște într-o economie neformală, într-o economie tenebră. Muncă care se prestează în afara cadrului de reglementări legale. Deci, înțelegeri, mișmașuri, plăți neluat în evidență, ceea ce și înseamnă fenomenul ăsta salariului plătit în plic. Deci dacă este vorba de relații de muncă, deci ăsta e câmpul de acțiune a Inspecției Muncii. E câmpul de obiective pe care și le are Inspecția Muncii și un obiectiv prioritar
Este deci un obiectiv prioritar în activitățile de inspecție a muncii. Deci urmărim în primul rând modul în care se leagă relația de muncă, modul în care se încheie relația de muncă, dacă relația asta este încadrată într-un contract individual de muncă, de formă scrisă, dacă acolo sunt stabilit clar rolul celui care se angajează, atribuțiile lui, ceea ce trebuie să facă, cât îi se plătește, ce fel de condiții îi se vor oferi, pe de o parte, de către angajator, ce obligațiuni revine salariatului în contextul ăsta. Și deci, cât de des relație... iată depistați asemenea, nu știu cum să le numesc, încălcări, infracțiuni? Un lucru aș vrea să menționez aici din start, să nu se aștepte de la Inspecția Muncii la minuni. Pentru că fenomenul muncii nedeclarate este extrem de greu să-l depistez. De ce? Vă explic imediat. Intervine Inspecția Muncii, spre exemplu, la un șantier de construcție, unde muncitorii lucrează ilegal. Nu ai cu cine sta de vorbă, că imediat cum a aflat că ăsta e inspector de muncă, a dispărut tăzi de acolo. Și gata. Unul a intrat să-l viziteze pe altul, altul s-a dat la dos că afară plouă. Bun, și nu există pârghii să-i depistați pe urmă? Dacă v-au văzut, da, pe neprins de veste să veniți. Ca să poți scoate în evidență fenomenul ăsta și îl legaliza, trebuie să dispui de un efectiv enorm de inspectori de muncă și de timp. Ca să vină inspectorul să găsească pe toată durata zilei de muncă la întreprindere, să urmărească care și când vine, cine și ce face la întreprinderea asta, e un simplu vizitator pe șantier sau e o persoană de ocazie aflată acolo sau el muncește aici și îți documentezi toate lucrurile astea, să le pui în fața angajatorului și spui că ăsta e salariatul tău și conform legislației naționale, conform codului muncii, cu dâns trebuie să încheie o relație de muncă legală. Un contract individual de muncă, unde să fie tot scris, unde să-i plătești un salariu adecvat, pornit de la salariul minim pe economie, în raport cu nivelul lui de calificare și din care îți plătești contribuții sociale, din care îți plătești asigurarea medicală, impozitele statului, deci o relație, da, normală. Și vă întrebam, în ce domenii, în ce parte a economiei națională sau privată, de stat sau privată, poate avem chiar și în economia de stat? Deci în domeniile de activitate, eu o să vă dau careva informații și pe parcursul discuțiilor, bineînțeles că o să mă mai refer la ele. În comerț avem identificat situații de genul ăsta, industria prelucrătoare, agricultura, transporturi, construcții, sănătate, învățământ, baruri și restaurante. Deci, practic, am acoperit aproape toate domeniile de activități economice care se desfășoară în Republica Moldova. Cum a menționat și domnul Chiriac la începuturi, că practic în toate domeniile, de rând cu economia formală, își regăsește anumite dimensiuni, anumite nișe și economia tenebră, economia neformală, economia care prejudicează economia națională. Domnul Fală, dumneavoastră sunteți cercetător, investigați, căutați, cercetați. Cât de ușor este, de exemplu, să faci estimarea economiei neformale, ținând cont de cele auzite până acum, cât de greu este să depistezi acest fenomen? Există metode speciale pentru a estima nivelul economiei tenebre. Bun, ele până la urmă asta ca sunt... să ne dăm noi seama, cei care citim, da, statistica, cât urmă... este ea de aproape de adevăr. Până la urmă, toate metodele sunt niște metodele în cauză, sunt niște calcule care presupun o anumită doză de eroare și evident, până la urmă, toate cifrele prezentate sunt niște cifre estimative care se străduie să reflecte profunzimea și nivelul acestui fenomen. În minus sau în plus, iată cifrele care le-a spus domnul Chiriac, să le citim mai mari sau mai mici? Care străduie să reflecte profunzimea și nivelul acestui fenomen, dar până la urmă sunt simple estimări care nu vorbesc despre nivelul real acestui fenomen. Dacă să vorbim, niște metode ar fi, de exemplu, să ia în calcul în dependență de consumul energiei electrice sau de
masa monetară aflată în circulație, sunt niște modalități în dimineața de care pot fi determinat nivelul economiei tenebre sau alte metode sunt în bază de efectuarea anumitor sondaje. Dacă e să vorbim despre Republica Moldova, cel puțin, bun, noi am avut anumite încercări de a face prin metode indirect, utilizând niște factori terți, să spunem, în bază de utilizare energiei, a consumului de energie. Noi nu am avut, adică personal, eu nu am avut niște rezultate concludente. Și în Republica Moldova, din câte eu știu, mai mult, în afară de Biroul Național de Statistică, sunt studii, dar ele studii care nu se realizează cu anumită periodicitate, sunt studii ocazionale, făcute de obicei de experți angajați de organizațiile internaționale. Adică dacă vrem niște cifre mai aproape de adevăr, trebuie să urmărim datele oferite de Biroul Național de Statistică. Așa se înțeleg. Ce oferă Biroul Național de Statistică nu cred că nu reflect acele activități care, bun, le numim informale, dar ele nu depășesc câmpul legal. Eu vreau să zic că cu toată stima față de Biroul Național de Statistică, de organele statului, de structurile statului, însă dumnealor vor să facă un fel de secret din acest fenomen. De ce? Să arate totul mai bine decât este realitate? Foarte corect, da. De ce că în această economie sunt implicate persoane cu influență mare în stat? Și dumnealor ar fi bine ca să scoată la iveală toate aceste negativisme care apare, fiindcă aici este legat transportul, da, cum s-a vorbit. Învățământul, ceea ce 60% din transport este transport ilegal. 60% este ilegal. Aici este legat construcția, undeva 40% este ilegală. După datele noastre, iată, ponderea ocupării informale rămâne a fi foarte mare, foarte ridicată. Ea alcătuiește 33% din populația ocupată și 28% din totalul, vreau să zic, de populație aptă de muncă. Domnul Închipuiți Chiriac, câți oameni lucrează în economia informală. Câți? Aveți o cifră? Da, eu spun, iată, în agricultură, 63% din populație sunt în economie informală. În comerț, 35%. În construcții, 42%. În transport, în industrie, 30%. Asta sunt vreo 200.000. Aici sunt în jur de o treime din populația aptă de muncă lucrează în economia informală. Și noi vrem ca să mărim bugetele, noi vrem ca să ridicăm salariile, noi vrem să majorăm pensiile, indemnizațiile și așa mai departe. De unde putem să luăm sursele acestea dacă ele sunt surse? Cheltuie statul anual din economia asta tenebră? Nici o capeică el nu dă în bugetul de stat. Nu, cât pierde de fapt trebuie să spun asta? 9 milioane, acele 9 miliarde? 9 miliarde. Anual. În 2012 au fost 9 miliarde. În 2011. Dar ați spus un lucru foarte curios, adineauri, că de fapt cei care trebuie să combată De ce se formează această economie? De aceea că ea este aceia tutelată. De cine ea este tutelată. Ea este tutelată de forțe care sunt în structura statului, ea este tutelată de persoane cu grad înalt în stat, ea este tutelată așa de oameni care au fost în stat și știu toate aceste, vă să zic, mărunțușuri, cum trebuie de ocolit legile, cum trebuie de, vă să zic, dicertat adică cu legea. Adică aceste 9 miliarde, în loc să meargă în bugetul de stat, merg la ei. Foarte. Aceasta este nu chiar 9 miliarde. Aceasta este, vă zic, o cifră care nu-i definitivă încă, aș zice eu. Da, ea nu-i definitivă. Nu, dar m-a interesat unde merg și cum este posibil ca persoanele funcției. Hai să vedem, luăm rutierele noastre, da? Microbusurile. Mențin acest microbusurile, fenomen, da? Păi, noi avem o grămăzie de adresări din partea acestor șofieri de la microbusuri, de la Maxi Taxi și așa mai departe, că dumnealor lucrează fără contract individual de muncă, fără cărticică de muncă, fără ca să transfere banii, va să zică, în fondul bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul obligatoriu de asistență medicală și așa mai departe. Persoanele ies la pensie și lor le se dau o pensie mizeră, fiindcă
li se dă salariu pe bordirou și în plic. Și mai în departe, plic, aceste probleme care vă sunt spuse de către angajați salariați, dumneavoastră, sindicatele, cui le transmiteți? Am ridicat întrebări și la Procuratura Generală, și la Inspectorat Principal de Stat, și la CNA, și la Ministerul Afacerilor Interne. Și în rezultat s-au dus, au controlat și au spus că la domnul cel director totul este în regulă, cărcelele sunt la evidență, dar vechimea nu se pune. Dar vechimea nu se pune de când lucrează persoana în cauză. Iată ce este. Da, dânsul poate să-l pună scrie cerere atunci când vine inspecția muncii, scrie cerere. Cu data din urmă, probabil. Da. Cu două zile în urmă. Da. Domnul Fală vroia să spună ceva, să replice la ce eu știu că dânsul spune că nu sunt 9 miliarde, dar sunt numai 3. În primul rând, dacă vorbim despre economie informală, până la urmă contribuim noi toți. Deci, de multe ori, cel mai simplu exemplu, când facem reparații, noi nu încheiem contracte. Domnul Fală, eu cred că și atunci când mergem la piață. Și când mergem în transportul, când mergem în maxi taxi, noi ar trebui, în momentul în care plătim 3 lei, ar trebui să cerem un document care confirmă că bilet de călător. Da. Asta este un moment. Dacă vorbim care sunt pierderile aduse, bun, e greu de estimat pierderile, luând în considerație că noi nu știm care este nivelul real al acestui fenomen, însă ce cunosc eu, asta ar fi cât ar putea spori încasările fiscale în bugetul statului și dacă s-ar un pic s-ar concentra eforturile, încasările suplimentare ar putea constitui câteva miliarde de lei. Și atât probabil aceste câteva miliarde de lei își constituie pierderile care sunt aduse de economia informală. Doi, dacă vorbim despre sunt într-adevăr aspecte care noi nu le-am, care sunt destul de greu să fie reglementate și există în toate economiile și care în orice caz vor exista. Sunt alte aspecte care țin de activitățile ilicite unde e nevoie într-adevăr de o mai mare implicare a organelor abilitate. Și aici sunt acele organe care se ocupă cu comerțul transfrontalier, poliția de frontier VAMA, este același inspectorat fiscal. Bun, în cazul evaziunii fiscale. Și în ce măsură se ocupă așa din observațiile pe care le aveți? Și în cazul evaziunii fiscale sunt și organele de drept sau organele de forță, Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, care deja cu activități ilegale, cum ar fi, eu știu, același proxenetism sau corupție sau traficul de persoane sau bani proveniți, eu nu știu, din activități de terorism sau adică asta propriu zis activitatea lor de zi cu zi, în mare parte. Cam asta. Da. Iată, domnul Chiriac spune lucrurilor pe nume. Domnul Ciloș, vreau să vă întreb, chiar dacă spuneți că unui inspector al muncii nu este atât de ușor din motive obiective ca să depisteze această economie informală, eu nu cred că nu aveți cazuri când totuși ați depistat. Sigur și atât vreau să vă întreb, că sunt curioasă să aflu. Din moment ce domnul Chiriac spune că sunt și persoane cu funcții de răspundere interesate să mențină acest flagel, ați avut cazuri să depistați că respectiva instituție unde ați găsit economia informală, contabilitatea asta dublă sau nu știu cum să salarii implic munca la negru, să fie persoane cu funcții de răspundere și să-i pedepsiți. Eu aș vrea, nu că să-l contrazic pe domnul Chiriac, dar să spun că guvernarea a întreprins anumite acțiuni pentru cel puțin a diminua fenomenul ăsta legat de munca nedeclarată. Deci a fost adoptată o hotărâre de guvern numărul 477 încă în 2011 la 28 iunie prin care se aprobă un integru plan de măsuri de prevenire și combatere a muncii nedeclarate și minimalizarea practicilor de plată a salariilor în plic. În planul respectiv sunt vizate mai multe instituții de stat
care trebuie să se implice, da? Da, inclusiv și sindicatele au acolo o implicare, inclusiv și Inspecția Muncii are acolo o implicare. Planul respectiv prevede și anumite modificări în legislație în vederea sporirii responsabilităților. Lucrul ăsta s-a realizat. Deci codul contravențional prevede sancționarea angajatorilor care beneficiază de muncă nedeclarată. Da, asta e 10.000, 25.000. Deci, până la 10.000, până la 10.000 pentru fiecare persoană identificată ca muncind. Bun, dar în condiții nedeclarate. Avem 2 ani aproape de atât de când s-a votat respectiva hotărâre despre care vorbiți. Există planul ăsta de acțiuni? Câte acțiuni s-au îndeplinit? Conform planului respectiv. Deci Inspecția Muncii anual exercită mai mult de 6.000 de vizite de control. Așa, și rezultatele ne interesează. O să vă spun deci și câte rezultate. Cât deci ați reușit să combateți, să opriți, să stopați? Nu e chiar corect întrebarea cât am reușit să combatem, că nu știm cât am avut de combătut. Pentru că ăsta e un fenomen unde e greu să-i stabilești limitele. Bine, dar puteți spune cât ați... Da, dacă doriți, vă spun ceea ce s-a produs anul ăsta, în 2013. Pe scurt, așa. Ianuarie, mai. Deci am avut vizite de control la 87 de agenți economici. Apropo, vizitele sunt inopinate sau anunțate? Deci avem și vizite inopinate și avem și controle anunțate. Planificate. O să ne mai referim, dacă o să-mi permiteți, și la modalitatea de modificarea legilor. Da, modalitatea nouă de planificare și executare a controlelor. Da, spuneam, este. În 2013 am făcut vizite la 87 de agenți economici, obiectivul cărora a fost, a vizitelor, a fost tocmai combaterea muncii nedeclarate. Pe teritoriul întregii țări sau doar în capitală? În toată Republica. Deci am reușit să constatăm, să documentăm și să, ulterior să asigurăm încadrarea la 154 de persoane. Iarăși, e foarte greu să faci dovada că ăsta ți-i salariatul. Mai cu seamă atunci când nici salariatul nu-și dorește lucrul ăsta, că el nu este conștient de dimensiunile consecințelor prestării muncii nedeclarate. El nu se gândește că într-un scurt timp va veni bătrâneța și care, dacă nu e asigurată prin mecanismele care ți le oferă statul, nu știu cum s-ar putea să supraviețuiești. Deci 154 de persoane. Din ele, 67 au fost femei și am mai identificat și o minoră care lucra într-un local de noapte. Vă asigur că sunt mai mulți minori decât unul care i-ați depistat. Sunt atât am reușit acolo să-i prindem la fața locului și să documentăm lucrurile. Avem o sumedenie de sesizări de la Inspectorat Fiscal, unde se invocă posibilitatea muncii nedeclarate. Avem o sumedenie de sesizări de la inspectoratele de poliție, care ne indică întreprinderi unde există potențial de muncă nedeclarată. Intervenim în măsura în care ne permite legea. Bine, să intervenim prompt și inopinat. Dacă spuneți că este atât de greu de depistat acest fenomen, poate se impune schimbarea pârghiilor de depistare. Iată, ce părere aveți dumneavoastră? Odată și mă referim la schimbarea... Pârghiile se schimbă, numai nu în direcția ce? Da, dar să fie mai aspre, în direcția de ce? Nu în direcția asta ceea ce vorbim noi. Deci, la 87 de agenți economici am întocmit 72 de procese verbale cu privire la contravenții. Care s-au soldat cu ce? Și le-am trimis în instanța judecătorească. Așa. Instanța judecătorească le examinează. Așa. Și sancționează. Și spuneți, există sancțiuni pentru încălcarea codului? Sigur că da. Aveți o statistică sau deci, încă nu? Deci statistica o să o facem la jumătate de an și o să o avem. Dar poate trebuie statistica totuși înăsprită. Avem, pregătim statistica tocmai a sancțiunilor aplicate pentru combaterea fenomenului muncii nedeclarate și a salariilor în plic. Deci, în afară de faptul că mai aplicăm sancțiuni nu doar pentru muncă nedeclarată, dar și pentru faptul că nu se plătește la timp salariul și pentru faptul că nu se acordă concediile într-un mod normal, pentru faptul că nu se plătesc pentru concedii, deci mai multe aspecte, pentru faptul că nu se țin în evidență carnete de muncă. De asta mă interesează aspecte. Dacă există decizii judecătorești pentru încălcarea legislației există. Muncii și dacă este destul de eu vreau să spun un lucru, bună că această legislație. Inspecția Muncii, ea trebuie de împuternicit așa cum este Inspecția Muncii în țările civilizate.
Adică ce, cu ce dreptul de a amenda, cu dreptul de a lua decizii la fața locului, acolo unde se depistează aceste încălcări, aceste nereguli. De ce? De aceea că actele care sunt elaborate și trimise în adresa organelor de judecată, da, la procuratură, ele se încep a mușamaliza. Asta e cu mătru meu, asta e nepot de acolo, asta e de dincolo și stau acolo mult și bine pe saltarele cele. Dar un inspector al muncii nu poate fi corupt sau convins să nu... Nu știu, eu n-am avut așa caz. Nu poate să fie, fiindcă dânsul nu ia decizii definitive. Nu să mă pronunț asupra lucrul ăsta. Da. Sunt instituții ale statului care au abilitatea să verifice lucrurile astea, este, să le țină sub control, să le documenteze, să ajungă la judecat până la urma urmei. Eu o să mă refer la posibilitățile pe care le are Inspecția Muncii în temeiul actualei legislații. Deci, ceva timp în urmă, Inspecția Muncii a avut dreptul să aplice sancțiuni. Deci, Inspecția Muncii examina și sancționa din numele Inspecției Muncii lucrurile astea le făceau șefii inspectoratelor teritoriale de muncă și adjuncților, inspectorul general de stat al muncii și adjunctul lui. Uh-huh. Examinam materialele administrative pe care le întocmeau inspectorii de muncă nemijlocit la fața locului, așa cum prescrie, cum prescria la timpul respectiv codul contravențional. Și această prerogativă înțeleg că a fost anulată. Da. După ce s-a revizuit conceptul judecătoresc, s-a decis că lucrul ăsta să fie transmis pus în seama judecătoriilor. Ca o puține dosare. Inspectorii de muncă rămân doar ca agenți constatatori. Uh-huh. Deci ei constată contravenția, o documentează, întocmesc procesul verbal de contravenții, anexează toate documentele, fac un dosar și îl trimit în instanța judecătorilor. Dar să înțeleg că pedepsele pentru încălcarea legislației muncii se prevăd doar în codul contravențional. Sau poate este nevoie în țara noastră să avem, dacă tot discutăm despre economia tenebră, să avem o lege despre munca la negru, care se combată munca la negru. Cum credeți? Ar fi bine ce trebuie de făcut. Eu, în viziunea mea, văd lucrurile cu totul altfel. Eu văd că această situație, ea este o situație foarte necesară pentru a ameliora starea economică a țării. Bine ar fi că la o masă rotundă să se întrunească președintele Republicii, președintele Parlamentului, prim-ministru, procurorul general, toți șefii acestor organe de control, că ele sunt vreo 30 în stat, da? Și să pună întrebarea direct. Ce ai făcut tu, orice faci tu, pentru diminuarea economiei tenebre în Republica Moldova? A fost vreodată vreo asemenea? N-a fost niciodată așa ceva. De ce, domnul? De ce e că întrebarea depinde de ce? Bănuiesc că ați solicitat asemenea. Da. Noi am discutat numai la ședința Comisiei Tripartite, pe data de 13 februarie, dacă nu mă înșel, anul acesta, da? Și cu asta s-a terminat. Ce putere are sindicatul, ce putere are patronatul, da? Și ce putere are guvernul? Când se ia o decizie, numai de constatarea faptelor și nu se impune cineva să răspundă pentru că a fost depistat cu tare minister, cu tare structură, cu tare, vreau să zic, unitate economică, conducător a unității și așa mai departe. Comisia Tripartită n-are dreptul de a lua decizie, vreau să zic, și de a obliga persoanele juridice să înlăture aceste neajunsuri. Da, dumneavoastră înțeleg că aduceți la cunoștința structurilor responsabile, cel puțin foarte cu guvernul corect. Vă întâlniți, foarte nu corect. Știu dacă ați reușit să vă întâlniți vreodată cu președintele țării sau nu, cu nu ne-am reușit, că în țara general, asta noastră numai neplăceri politice și toate acționează negativ asupra economiei. Da, poate nu există nici interes. Acum avem, vă zic, o încredere din partea primului ministru că vom face, vă să zic, niște întrevederi anume pe tema aceasta, da, fiindcă întrebările sunt destul de grave. Noi am făcut invitații, iată și a Inspectoratului Muncii și a Ministrului Muncii actual care este și care a fost, da, în niște mini unde pe viu am arătat cum stau lucrurile. Oamenii singuri au scris că ei, vă zic că sunt împotriva la primirea salariului în plic. Da. Și ce credeți? Că până la urmă s-a dovedit că toți acei care au scris această plângere au fost concediați. Ca să vezi. Da. Înseamnă că șeful minei avea legături cu foarte cei just. care da. Trebuiau să facă la noi se construiește, lucru. La noi se dobândește dintr-o mină de stat și una privată. Acolo unde e mina de stat, vă zic că totul este bine, că e de stat, dar cea privată asta nimeni nu știe. Asta e camuflarea pentru foarte privat. Just. Și acel
Miner primește 9.000 ori 7.000 de lei, îi primește curat în buzunar. Da, island care e la stat, el reține din salariul lui, reține mai toate cele impozite. Da, care avem, da. Na, și pe urmă se întâlnește Ion și cu Petrica și zică, și treci tu de aici, de la stat, treci la noi, că a să-ți dăm salariul direct, dar nu cum lucrezi tu în partea aceea. Iată care stau. Așa sunt și obiectele de construcții, tot așa. Un obiect se construiește acolo unde este legitim, vă să zică, se plătește tot, se duc controle peste controle. Dar cel care este tutelat și are acoperiș, acolo nu intră nici țânțarul, nu numai să intre inspecția muncii, ori să intre, eu știu, CNA-ul, oricineva. Fiindcă el are crâșa lui deasupra. Domnul Fală, dumneavoastră ce părere aveți? Trebuie năsprit pedeapsa pentru această economie informală sau nu? Da. Pentru că dacă agentul economic câștigă informal 1.000.000 de lei, pentru el 10.000 de lei, domnul Cilos, de exemplu, asta e floare la urechi, eu cred. Bun, poate cu unele excepții, dar în general... Și să revenim, dacă avem nevoie de o lege de combat la noi, legislația la noi este una bună, practic în toate domeniile. Dar problema că noi nu implementăm. Și, bun, până la urmă, marea problemă e că chiar când se depistează cazurile, documentele care țin de acest caz ajung până în instanță de judecată. Dar noi cunoaștem toți care este cum calitatea sistemului sistemul judecătoresc din Republica Moldova. Și normal că aici deja problema trece de pe dintr-un adică de la o stare anumită de lucruri. Că avem economie spunem ilegal, da, o economie în care se comit multe activități ilicite, în alt domeniu unde avem o justiție necalitativă care nu poate soluționa corect și eficient aceste probleme. Plus, normal, problemele care țin de corupție trebuie să menționăm în organele de stat, în toate organele de stat care sunt în abilitate cu funcții bune, fie de monitorizare, fie de control, fie de prevenire sau de sancționare a activităților ilegale. Dacă e nevoie de o lege specială, nu cred că este nevoie, deoarece dacă noi ne referim la activitățile... Da, dar e un procent destul de mare. Păi bun, dacă noi ne referim la economia tenebrii, sunt diferite domenii și pe fiecare domeniu sunt legi care prevăd, clar definez care sunt activitățile ilicite și prevăd sancțiunile pentru aceste activități. Atunci de ce continuă și problema, să fie procentul problema mare, să crească, iată cum spune... Sunt multe lucruri. De ce, dacă este legislație împotriva așa numitul atacul raider, de ce le se întâmplă? De ce? Sunt un șir de lucruri. Sunt un șir de lucruri care nu e legislație există, însă ea nu este implementată. De ce dacă este interzis fumatul către minori, sunt cazuri când se vând țigările către minori și instituțiile abilitate nu au statistica referitor la vânzări țigărilor sau băuturilor spiritoase către minori. Sunt un șir de recale. Problema legele că... în țara noastră sunt bune, dar ele sunt bune numai pentru cei care nu sunt protejați, care n-au imunitate. Da, și pe colegii aceia pot să-l pedepsești pe celălalt, că el, mă rog, nu este protejat, nu este membru de partid, nu este, vă zic, în coaliție cu oligarhiile, nu este... Toată lumea trebuie să găsim protecție, foarte să just, intrăm în partide just, ca da. Să... Trebuie să ai avocatul tău, judecătorul tău, tutela ta, tot trebuie să fie în așa fel, cum spunea odată Urschi, da, să fim câte jumătate de an în Parlament și atunci ne protejăm de tot, vă zic, mediul ăsta. Da. Deci legea în toate țările civilizate pentru toți este o lege. Și pentru președinte, și pentru parlament, și pentru deputați, și pentru prim-ministru, și miniștri, și așa mai departe. Și omul la noi, la noi se pedepsește numai acel care nu are această protecție, asigurare din partea cuiva. Că el e mai mare acolo cu un post, fiindcă toate aceste acte, iarăși, care le face inspecția muncii, prevăd luarea de măsuri față de patron, față de conducătorul întreprinderii. Conducătorul întreprinderii e membru a partidului nu știu care, X, Y, Z. Și acela se duce și îi spune, ia că membru, vezi, frate, soră. Corect, da. Și acest cumătrism
el acționează foarte negativ asupra economiei noastre, asupra statului în întregime și din sărăcia în care ne aflăm, degrabă nu vom ieși. Da, domnul Celuci, mi s-a părut că ați vrut ceva să adăugați la... Ba da, referitor la cadrul legal. Este destul de bun cadrul legal, dar în ce măsură legislația actuală permite organelor care au atribuții de control, care au atribuții de consultare, verificare, combatere, să acționeze prompt și imediat. Încă eu îți fac referire, numai decât chiar și mă gândesc, fac referire la noua lege care tinde să reglementeze controlele de stat asupra activității de întreprinzător, legea 131, din 8 iunie 2012, o lege care permite controlorului să intervină la întreprindere doar o dată în an, care îi permite controlorului să intervină la întreprindere doar dacă dispune de probe care vorbesc despre faptul că acolo se încalcă legislația, doar dacă încălcările legislației pot provoca un prejudiciu de cel puțin 30.000 de salarii medii pe economie prognozate de guvern. Și asta nu e bine. Respectiv. Domnul, e bine. Este foarte complicat să măsori care e prejudiciul care se produce prin încălcarea legislației muncii în raport cu un salariat. El are un salariu de 3.000, spre exemplu, să vorbim. Nu îmi plătește 2 luni de zile pentru un salariat, dar poate nu îl plătești pentru 2, dar poate pentru 10 salariați. Nu putem să știm precis ca să intervin, să am baza legală de a interveni cu acțiuni de inspecție la cutare sau cutare agent economic. Eu mă refer doar la activitățile pe care le întreprinde inspecția muncii, fiindcă noi întreprindem activități în domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, domeniul care este foarte dinamic. Azi am venit la șantier, azi fac lucrări, dar mâine șantierul nu mai lucrează, că s-a dat în exploatare. Și au plecat cu tot în altă parte și cu tot alt salariat. Cei care au rămas prejudiciați, nu mai găsești să le transferă lor în fondul social, de asigurare socială sau în asigurarea medicală sau chiar impozitele la stat. Nu le mai găsești. Deci, legea asta o fi bună pentru anumite organe de control. Dar nu cred că legea asta ar trebui să aibă incidență și asupra activităților inspecției muncii. Apropo de activitățile inspecției muncii, noi doar până la punerea în aplicare a legii respective nu activam din Duh Sfânt, mă scuzați că spun așa, activam pe baza unei legi. Legea privind inspecția muncii. Adoptată în 2001. Dar nimeni nu a contestat că ați activat ilegal, Doamne ferește. Nu am, poate cei la care ați fost cu controlele nu le plăcea, dar noi nu am avut asta. Plus la asta, legea asta, așa cum a menționat și domnul Chiriac, era armonizată cu un șir de acte internaționale la care Republica Moldova este ea parte. Ea când a fost anulată? Sau ce s-a ea întâmplat? N-a fost modificată. Anulată. Modificată. Ea n-a fost anulată. A fost modificată, ea devine suprimată de o altă lege care în timp a fost adoptată. Da, 131. Și deci, fiind în timp adoptată mai recent, ea suprimă normele din cealaltă lege. Bun, și n-ați atras atenția legiuitorilor? Cine e autorul proiectului? Dar asta a fost făcut unilateral, această modificare. Noi toți ne-am revoltat. Guvernul e autorul? Guvernul, Ministerul Economiei a făcut tot. Am înțeles. Ba da, s-a făcut referire și la etapa de proiect. Legile, activitatea inspectoratului, activitatea controlurilor și așa mai departe. El s-a dat un fel de, așa să spunem noi, palpare numai. Să-i preîntâmpin pe ceea când te-o duci la dânsul. Nu trebuie să te duci deodată, să deschizi poarta, să spui că am plângere, iată, de la colectivul, cu tare și așa mai departe. Sunt așa cazuri, sunt așa momente, sunt așa fapte. Pe dânsul nu-l interesează. Și care e rezultatul preîntâmpinatul? Spuneți-mi, vă rog, îl preîntâmpin și care e rezultatul? Domnul, păi da, el se pregătește. În 5 zile trebuie... Acela se pregătește. De exemplu, s-au făcut revizii la convențiile cu privire la încheierea contractului colectiv de muncă, la încheierea contractului individual de muncă. Da. Da. Și este arătat că conducătorul este obligat cu fiecare angajat să încheie contract individual de muncă. Conducătorul este obligat fiecărui angajat să-i dea permis la întreprindere. Dar să aibă un ecuson ca să știe că el e angajatul cu tare, lucrează în secția cu tare, în structura. Apropo, dacă mi-aminteam, ministrul muncii vorbea despre acest control când să vină să vadă permisul de muncă, să-l coreleze cu... Da.
Dar ce se petrece? Iată, eu am cifrele care ne vorbesc despre situația, vă zic, la anul 2012, că în agricultură ponderea salariaților care lucrează fără contracte individuale e 40%. Cam. Ce am spus? Da. Ea poate fi 40%. Și mai mare, domnule Chiriac. În construcții, da, euro 30. Dar astea sunt făcute așa, selectiv numai. Uh-huh. Nu sunt luate toate întreprinderile deodată. În construcții e 30%, în comerț 30%, în alte structuri, industrie, hoteluri, restaurante și așa mai departe, câte 20%, 30%, 40%. Dar nu sunt luate toate, au fost selectate numai. Asta vorbește despre irresponsabilitatea patronilor și neîndeplinirea legislației. Codului muncii care a fost revizuit, a fost modificat în acest context. Nu știu, poate... Da. Dar aș vrea să spun că nu chiar pretutindeni nu intervine inspecția muncii, da, să regăsesc lucruri proaste, să spunem așa. Nu, noi vorbim, și... nu, noi vorbim doar despre dimensiunea asta. Tema discuției economia tenebră. Nici nu mă îndoiesc că sunt agenți economici, sunt instituții care respectă. Știți, eu aș vrea să spun că ar fi nu prea just ca să nu invocăm și niște exemple mai bune, pentru că ăsta poate fi molipsitor. Și atunci cei care nu prea văd, din cifrele astea, prezentate, nu prea văd. Ar putea să mai apară lume care să raliază la prevederile legale. Să respecte legislația. Domnilor, dar vreau să vă întreb. Iată, domnul Fală, dumneavoastră spuneți că legislația este bună. Totuși, pe ce teren se dezvoltă această economie informală? Care sunt motivele care generează munca la negru? Ce poate fi? Corupția, criza economică, socială, politică? Profit. Profitul, doar atât? Profit ușor, la moment, fără mare efort, obținere de avantaje în cadrul concurențial. Asta e, care alt? Domnul Fală, răspundeți după ce... Eu, sincer spun, noi nu, dacă vorbim așa, analizând diferite momente care țin de activitatea întreprinzătorilor, bun, primul rând trebuie menționat că mediul în care activează întreprinzătorii nu este unul favorabil. Și ca rezultat, probabil, anumite costuri ei încearcă să le transfere, să compenseze anumite pierderi pe care ei le au din cauza mediul nefavorabil în care îi activează, le transferă în economia informală, adică fac anumite activități care nu le declară. Asta sună cam a justificare, domnul Fală. Ca justificare. Nu, eu înțeleg, eu sunt, cu toate că eu și sunt și membru sindicatelor, tot sunt, însă eu sunt, și cândva eram și foarte activ membru a sindicatelor. Noi avem o problemă care trebuie să o înțelegem. Pe de o parte, pentru a avea o dezvoltare economică, e nevoie ca să avem mai mulți agenți economici care să implică, să sunt activi. Ceea ce noi observăm în ultimii ani, și ai deja perioadă nu scurt, un an, doi, de vreo 6 ani, este o scădere continuă a numărului atâta numărul de agenții economici noi înregistrați, adică lumea nu mai dorește să inițieze afaceri. Acest fapt direct indică că condițiile sunt negative pentru mediul de afaceri. Și normal că în aceste condiții se încearcă cumva să compenseze costurile provocate. Dar haideți să recunoaștem, nu toți au din cauza mediului minus și pe baza salariilor în plic sau a nedeclarării veniturilor la stat și recuperează. De nici poate să recupereze. Din ce dar de ce trebuie să-și recupereze în așa mod, încălcând legea? Bun, aici apare a doua întrebare. Deci atunci statul sau anumite practici care se realizează în defavoarea mediului de afaceri și impune pe dânsii să facă anumite practici. Și aici o altă practici. Întrebare. Ce trebuie să facă statul pentru aici iarăși venim cu întreg setul de reforme care trebuie. Statul, da, într-adevăr, trebuie să facă reforme și anume față de antreprenori. Fiindcă impozitele care se cer de la antreprenori, taxele care sunt puse, da, aproape că e nădușul pe dânsii. Da, și ei vor lucrul ăsta să-l facă. Taxare, dacă vorbim despre taxare, ea în Republica Moldova nu este una dintre cele mai mari.
Nu, în orice caz, puterea economică a întreprinderilor este, ei s-o cot că sunt prea mari. Probabil costurile ar fi, unul, cadrul de reglementare. Nici nu cadrul de reglementare, dar adesele controle, pe urmă corupția, deciziile în instanții de judecat, care de multe ori sunt stranii, concurența care este una nefavorabilă. Noi chiar avem pe intern anumite date. Practică în fiecare sector a economiei există practici anticoncurențiale. Și când spunem că există practici anticoncurențiale, noi spunem asta într-un mod foarte diplomat, tacticos. Dar noi avem o agenție a concurenței care trebuie să se ocupe de... Și adică sunt un șir de costurile legate cu energia, sunt destul de mari. Și tot acest amalgam de probleme impune pe agenții economici cumva scate modalități pentru a obține profit. Dar asta este o parte a momentului. Doi, într-adevăr, agenții economici foarte mult utilizează practici neoneste. Chiar iată este raportul mondial raportul global a competitivității și este un punct care se referă la instituții, comportamentul etic al firmelor și Republica Moldova la acest compartiment are un loc, unul dintre este la capătul clasamentului. Și cred că aici ar fi două, într-adevăr, pe de o parte trebuie de creat un mediu ca agenții economici să activeze normal și să nu caute diferite modalități sau subterfugii. Dar sunt și agenții economici destul de mari, venituri destul de mari, care sunt cei mai mari activiști în domeniul economic. Pe de altă parte, cei care încalcă trebuie să fie penalizați, însă poate și nu cu 10.000 de lei, cred. Da, poate trebuie să fie penalizat, dar ar trebui să fie 2-3 cazuri când se fac publice, atât au fost penalizați cei care au încălcat legislația și poate ceilalți vor urma, nu vor risca să încalce. Eu și eu ce spun, un exemplu, noi cu vreo 2 ani în urmă a fost introdus nouă reglementare privind prețurile produselor farmaceutice. Și argumentul de bază la introducerea acestei noi reglementări a fost că sunt foarte multe scheme prin zone USOR sau alte scheme prin care se minte majorarea prețurilor. Eu nu am văzut de atunci niciun raport sau nici date despre firme farmaceutice care utilizează aceste scheme și cum ele au fost sancționate. Poate nu era nevoie de... Referiți la raportul la care a reacționat destul de bolnavicios Ministerul Sănătății? Când l-a prezentat Institutul... Referiți la raportul Institutului de Economie? Bun, noi observăm că în ultimii ani este într-adevăr o reducere a ritmului de creștere a prețurilor, dar eu mă refer că sunt atunci argumentul de bază care a fost invocat. Nu știu dacă... Da, argument. Era că sunt... scheme, sunt firme care utilizează scheme, în rezultatul care au loc se realizează creșterea prețurilor la medicamente. Eu de atunci n-am văzut nicio firmă să fie pedepsită pentru realizarea... Pentru că e așa cum spune domnul Chiriac, în spatele lor stau persoane spuse. Dacă erau două cazuri, un caz două, firma aceea a făcut așa, a fost sancționat așa, atunci poate și ceilalți. Poate aceste sancțiuni trebuie să ajungă până la privarea de libertate. Eu nu vreau să mă implic în chestiunea dată în medicină, dar pentru mine este un lucru rușinos. Da, a fost un exemplu. Da, corect, da. De unde, cine să pedepsească farmaciile dacă ministrul singur face abuzuri, face încălcări pretutindeni și el nu este pedepsit? A avut și dosar. Da, s-a vorbit despre lucrurile acestea. De alt exemplu. Cum, cine, cui să jăluiască, da? Oaia la lup? Să jăluiască. Dar nici într-un caz. Putem vorbi de alt exemplu. Da. Vânzările țigărilor minorilor. Legislația interzice, expres interzice vânzarea. Eu nu, până acum nu știu dacă sunt date de care și țigări indică, și băuturi. Țigări sau băuturi care indică câte persoane, câți agenți economici sau persoane care au vândut aceste produse minorilor au fost sancționate. Exact. Și cum ei sunt sancționate. Iată, astea sunt probleme care trebuie de soluționat. Domnul Ciluci, când se angajează omul la muncă, ce trebuie să știe el astfel încât să nu fie și el participant la economia tenebră? Ce trebuie să ceară el de la angajator? În primul rând să-și legalizeze relația de muncă. Așa cum a menționat domnul Chiriac, s-a produs la mina de extracție a pietrei. Contractul individual? Deci contract individual în formă scrisă. În care să fie indicat ce? Da, la urma urmei deschide codul muncii și acolo e expus, e expres. Și mai mult că atât avem și o convenție la nivel național încheiată, în care s-a recomandat
o formă a contractului individual de muncă. Dar salariatul, când se angajează la o muncă, vine într-o stare disperată. Pentru că găsește un loc de muncă, prea mult timp îl caută și acceptă aproape tot ceea ce îi oferă angajatorul. Și atunci cum rezolvăm această problemă? Schimbare de mentalitate. Eu îmi vând forța mea de muncă doar în condiții legale, fiindcă ca urmare a prestării muncii, eu trebuie să beneficiez nu doar de un salariu, dar și de o anumită protecție socială. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aici e un lucru greu de acceptat la noi. E greu, pentru că îi spune la revedere, vine altul în urma lui care acceptă. Știți că se întâmplă lucruri de genul ăsta. Cei care odată au mers peste grebla asta, în continuare, de acum au cu totul altă poziție. Se legalizează, strădui numai decât, se legalizează. Sunt și angajatori care respectă prevederile legislației. Nu vreau să spun că absolut peste tot loc se încalcă legislația muncii. Nu, sunt și care respectă legislația, care au o relație legală cu salariații lor, care își onorează toate obligațiunile salariale și toate celelalte aspecte social și tot așa. Dar un lucru vreau să fie clar pentru toți cei care se angajează. Faptul că obține un salariu acum și într-o anumită măsură nu îi garantează venituri permanente și nu îi garantează o protecție socială în viitor. Care sunt repercusiunile, într-adevăr? De exemplu, astăzi vine un tânăr de 20 de ani, se angajează. El se gândește, eu până la pensie mai am încă mult timp. Așa că eu pot accepta condiția să am în contract 1000 de lei și să primesc 3000. Dacă îți gândești în felul ăsta, el se gândește prejudicios în raport cu sine însă și în primul rând. După asta, mai există o dimensiune, o consecință a muncii ăștia nedeclarate. Condițiile de muncă pe care le oferă angajatorul nu poartă niciun fel de responsabilitate de crearea unor condiții nepericuloase și inofensive. Mai ales o să vă dau niște statistici. Accidentelor de muncă care s-au produs cu salariați care munceau într-o formă nedeclarată. Deci în 2012, 3 persoane accidentate, 2 persoane grave, o persoană accidentată mortal, la construcție accidentată grav prin cădere de la înălțime cu contuzia coloane vertebrale, un accident de muncă mortal cu electrocutare, un accident de muncă grav, fractura mâinii și dacă devine invalid, cum muncește el în continuare? Cine poartă responsabilitățile astea de protecția lui social? Nimeni. În 2013, un accident mortal cu un minor în silvicultură, un accident grav tot în silvicultură, cu strivire de obiecte, fractură a mâinii și piciorului. Vă dați seama care sunt consecințele astea să muncești nedeclarat. Când ai un contract individual de muncă, întâns stipulat care sunt condițiile, acolo se descriu care sunt riscurile, acolo angajatorul îi oferă o instruire, o pregătire, îi oferă un echipament individual de protecție. Sunt obligațiile ambelor părți. Absolut corect. Este legea securității sănătății care prestabilește raporturile astea. Omul se simte protejat, chiar dacă s-a produs un accident de muncă, fie că își din vina angajatorului, el beneficiază de o protecție socială. Trebuie să beneficieze, pentru că există și cazuri când prin judecată obțin. Familia, că soțul a lucrat la o întreprindere care nici nu știe denumirea întreprinderii ce e, da? Și el aducea acasă 5.000 de lei, îi aducea curați și când s-a întâmplat accidentul, zic că lui s-a plătit nu din suma de 5.000, dar s-a plătit din suma de 1.200 numai. Cât îi plătea? Și gata. Și scandal, nicio lege nu poate să-l apere pe acest fost, vreau zic, angajat. Fiindcă peste tot se cere, dați-mi ordinul, dați-mi contractul individual de muncă, să vedem ce a fost scris acolo, bonurile, care ți-a fost salariul, bonurile de plată, da, bordirou din contabilitate și așa mai departe. Și atât, el singur se aduce prejudicii pentru dânsul. Spuneți-mi, vă rog, dar economia tenebră este un motiv al plecării oamenilor și un motiv, că doar nu numai acesta, peste migranților. Cred că e invers, nivelul de nu invers, dar nivelul de trai este, până la urmă, determinant, adică salariile mici. Și eu cred că, pe final de misiune aș avea un
fel de optimism, aș veni cu așa cu o idee care este un fel de optimism zeflemitor. Și eu cred că pe viitor noi nici nu vom avea economie tenebră, deoarece nu vor fi, am putea să ajungem la situația că nici să fie nici firme care să încalce legislația, dar nici, nici angajați care să angajeze. Asta în context pleacă toți pe secretare. Și asta este o problemă. Este noi avem pe de o parte numărul de întreprinderi, oameni care doresc să inițieze afaceri. Este din ce în ce mai mic. Scăderea, m-am uitat și la camera înregistrării de stat. Și oameni care și muncitori, tot numărul lor este în scădere. Și asta este o Dar spuneți-mi, vă rog, cu economie tenebră, poate Moldova să acceadă la Uniunea Europeană? Suntem acum într-un proces de integrare europeană. Avem mai multe acorduri desemnate. Eu cred că Uniunea Europeană încă n-a ajuns la acest fenomen, da, flagel, dar despre corupție, păi, dar nu în asemenea proporție. Despre corupție se vorbește mai deschis, da? Păi economia tenebră formează corupția. Înseamnă că în interiorul corupției există economia tenebră. Noi doar avem angajamente. Da. La momentul semnării acordului de asociere, noi să ne luăm un șer de angajamente în privința combaterii corupției. Păi deja acordul urmează să fie parafat. Înseamnă că noi trebuie să avem rezultate. Bun, el parafat, semnat și abia apoi votat. Păi da, dar oricum apoi, noi trebuie să înregistrăm rezultate spre bine, nu în creștere, cum spune, cum ați spus la începutul emisiunii. La procesul de integrare europeană este de multe ori un proces politic și să mai închid ochii la anumite activități și poate o să ni se permită cu aceste Eu consider că dacă noi vom vorbi mai des cu fapte, da? Dacă vom deschide toate parantezele și vom intra în esența acestui viciu, da? Noi îl vom diminua. Dar asta trebuie să vrei, în primul rând, acei de sus. Ei trebuie să facă tot posibilul ca să deschidă toate cărțile și să le pună pe masă. Și probabil aici procesul integrării europeană este acel imbolt care va face pe guvernant și pe întreaga societate să facă acest imbolt, da, din partea Uniunii Europene, dar trebuie să recunoaștem că noi avem capul nostru și trebuie să judecăm pentru națiunea noastră, trebuie să judecăm pentru viitor, pentru copii, pentru tineret și așa mai departe. Și acum pentru că regia îmi spune că am ajuns la finalul emisiunii, vreau să vă întreb pe scurt, toți să-mi spuneți, credeți în combaterea economiei tenebre în Republica Moldova? Bine, combaterea asta înseamnă reducerea la zero, dar măcar în lupta cu economia tenebră și să ajungem la 10%, caz fericit, domnul Cicic. Dar n-aș crede, n-aș fi abordat problema asta, n-aș fi participat în asemenea discuții și nu ne-aș fi făcut meserie. Dar în cât timp? Dacă o să depunem efort conjugat, o să ajungem și la diminuare. Domnul Fală. Eu consider că este potențial, tot depinde de voința noastră. Adică dacă nu vom avea voință, cred că nici rezultate nu vor fi. Putem să avem și rezultate foarte rapide, chiar și pe termen secund, dar e nevoie de voință. Domnul Chiriac? Eu vreau să zic că noi orientăm anume angajații înspre cei care să fie informați cu legislația în vigoare. Fiindcă o parte din vină o poartă și angajații. Angajatori sunt mai puțini, dar angajați sunt mai mulți. De aceea un om informat este protejat. Și sperăm că într-un viitor apropiat, sigur că poate chiar asta să fie în 5 ani de zile, poate să fie în 3 ani de zile, dar să lucrăm cu toată societatea, să lucrăm cu toți cei care sunt responsabili de soarta omului din Republica Moldova. Să fim sănătoși să ne întâlnim în 3 ani de zile, domnul Chiriac, și să aud exact cifrele în scădere la economia tenebră. Noi suntem pietru. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru discuția din această seară. Vă mai așteptăm în studioul nostru. Reamintesc că telespectatorilor noștri, invitații emisiunii în direct din această seară au fost vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, domnul Petru Chiriac, Alexandru Fală, cercetător la Institutul de Economie din cadrul Academiei de Științe a Moldovei și inspectorul adjunct, șeful adjunct al Inspecției Muncii, domnul Igor Ciluci. Vă mulțumesc și o seară bună tuturor. Noi vă mulțumim și la revedere. Mulțumim mult. Seară bună.